Salutare lume, eu sunt Andelionu Deu și bine v-am găsit la un nou episod de Jocurile Copilăriei Mele. Și ăsta e episodul 3. N-am mai făcut de un an întreg. Deci, hai să începem. După cum vedeți, jocul se numește Dark Orbit. Poate ați mai auzit, poate nu ați mai auzit. Și în Mogheroș poate știți Mogheroș, poate nu știți Mogheroș. Dana. Te kis túró rudi, szétbaszom a fejedbe. Moszódj meg. Kurva anyád, bazd meg. Nu glumesc, nu-i în Mogheroș. Poți să selectezi limba când vrei tu, oriunde vrei tu. Adică nu oriunde vrei tu. Și undeva unde vrei tu, dar poți să selectezi limba. Numai că am făcut o prostie înainte, am filmat odată. A fost fail. Și na, am pus limba în Mogheroș și tot ce înțeleg eu de aici e hangar, clan, cred că pilot shit, profil și profil, și asta înțeleg, Galaxy Gates, Uridium și cam atât. Și nu știu cum să schimb limba. Și da, mă numesc Dandelion, nu știu cum. Și cred că trecem direct la joc, că n-are niciun rost. Doar asta știu ce face startul. Important să știi că startul face ceva. Adică ce face startul, e important. Hai mă odată. Bun. I-a dus în Mogheroș. Ce naiba? What the fuck, uitați cum face aici. Stai, mai fă. Nu. Făcea Dark Orbit, după aceea punea două puncte, un cuvânt și se făcea înapoi Dark Orbit. Bun, și intrăm again în joc. Oh, da, ni se conectează. Și după cum puteți vedea, așa arată Dark Orbit. Gata, am închis de tot sunetul, ok. Și na, cam ăsta e Dark Orbit-ul ce mă jucam eu când eram tânăr fecior. De parcă încă nu sunt tânăr. Bun, deci hai să vă explic ce face toată chestia asta. Kurdeșleș, menecoșaș, înseamnă abandonează misiunea. Vedeți? V-am zis eu că asta înseamnă manage cam, nu vreau să abandonez nimica. Și na, ești o navetă care te plimbi prin spațiu și colectezi resurse. Numai că există și extraterestri, știți, prin spațiul ăsta ciudat. Și ai și chat. Hai să spunem aici. Feketepiroș. Răspundeți-mi. Ia, aici vorbește mai multă lume. De parcă există lume care se joacă jocul ăsta. Oh, aleu. Plus 133, what the fuck. Alea-s dronele mele. Fuck. Lăsați-mi dronele să vină la mine, nu voi. Eu acum mă duc undeva, nu știu unde. De fapt știu unde mă duc, la portalul ăsta. Cel mai bine să știu unde te duci, să știu unde te duci. Și m-am dus la portalul ăla pentru că na,
uitați-vă și voi la asta ce șmecher e. Oh yeah. E șmecherul de tot ăla. Și na. E șmecher jocul. Numai că e din ăla care îți ia timpul cu colectatul resurselor și cum ar fi aici avem misiune de colectare resurse. Și da, dă-i cu o rachetă. Dar nu înțeleg cum funcționează atacul în jocul ăsta, deci e prea complicat acum pentru mine să înțeleg. Ce-i cu rotița aia? Am făcut cumva level. Ce? Eu iștenem că nu înțeleg nimica. Stai. Recruit strună. Dă-i. Pam, 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 pam. Dă-i cu rachetă. Critică. Pam, 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 pam. De ce nu mereu să dau? Și te-ai dus. Și mi-a apărut o chestie aici. Am colectat-o. Uridiomot Keptal chestie. Am înțeles totul. Am înțeles chiar tot. Dă-i. Nu-l ierta. Dă-i. E bun. Yeah, boy. Hai să colectăm chestia asta. Ia, fechete, ce e asta? Nu știu ce e. Acum mergem la bază. Acolo se află baza. Și pe aici, prin spațiu, sunt tot felul de resurse, chestii. Asta e storage-ul cât putem ține. Numai că Mogger-ul se numește Racomani. Holy shit, mi-a dat un zoom in. Haideți că am făcut misiunea. Dați-mi direct rank up, recompensă, medalie. Chiar există medalie în jocul ăsta. E acolo. Cum se numește? Becusuliet. Mă rog. Cureștana, Mogior, Egene, Bazar. Ce naiba? Ce e asta? Și asta. Și asta. Mă rog. Bun. Hai să merem pe aici. Pe undeva. Ceva. Nu știu. E foarte interesant jocul, mai ales atunci când ești mic. Da. Și uitați-vă ce șmecher. Adică înainte când eram eu mic și mă jucam jocul ăsta, nu era așa de interesant, deoarece nu prea avea toate chestiile astea. Grafica era mai low și toate chestiile erau mai low, deci na. Atac. Nu-l lăsa, atac, atacă, hai, dă-i cu rachetă și atac, și atac, și atacă, hai, hai că poți. Bă, de ce te depărtezi? Nu știu, odată am pățit, stai, era o chestie ciudată, care, nu știu, te luptai cu... mulți și nu te luptai cu mulți, îi lăsai cu low health, după aceea se uneau toți și veneau spre tine și te omorau. Era ceva. Și stai, știu că era o chestie că te duceai la bază și îți vindeai resursele. Stați să văd. Să-mi clarific. Ce e asta? Laser tipusa. Da. Am înțeles tot. Aici cred. Haide. Du-te aici. Uai, ce naiba lag. Oh my god.
Își încarcă hangarul, ce? Ce naiba se întâmplă? Velotes, am apăsat pe chestia și m-a dus în hangarul de aici. Deci ăsta e un joc care e multitasking sau multitabbing, habar n-am cum să zic, care lucrezi și cu, trebuie să ai un tab deschis și cealalt și ăsta deschis. Ce naiba, nu mai merge. Serios? What? Uite, uitați câte nave sunt. Bebe solemn. Asta se numea Big Boy. Nu, ăsta e Big Boy, așa, uitați, Big Boy-ul, cu ăsta mă jucam eu, era șmecherul dintre șmecheri. Ce naiba mai e pe aici? Goliath sau nu? Uite, da, Goliath era și șmecherul printre șmecheri, pentru că eu nu-l foloseam, că n-aveam bani de el. Și asta e nava cea mai useful dacă vrei să nu plătești nimica. Adică asta, când mori, nu plătești nimic să te respawneze și șmecheră, așa mi-amintesc. Na, covezez Minenet, Facebook, Twitter, YouTube. Bă, dacă se încarcă, mă. Și au mai adăugat, văd, sau nu au mai adăugat, nu prea și prea. Ce-i nou? Cyborg, cred că e nou. Și na, v-am zis, chestiile care au fost adăugate de când n-am mai jucat eu, a fost chestia asta, totul a făcut 3D. Bă, dar tot nu mere. A ce? Start. Joacă. Nu te lăsa. Iarăși apare chestia aia. Hai de capul meu. So buggy. Adică până acum am dat doar de un singur bug. Dar de parcă aș putea să dau de alt bug. Așa. Pentru că nu mă duc prin chestii complicate sau nu știu, nu prea știu dacă aș putea să dau de încă un bug. Sperăm că nu. Chestia asta, stai, ce scrie pe chestia asta? Hangar art, da. Unde depozitez eu fucking toate chestiile mele care le-am colectat, că știu că era locul ăla de depozitare a lucrurilor. Ce scrie deasupra navii mele? Chestia asta. Nu. Deci nu știu. Mă rog, ce asta? Oh, full screen. Cancel. Nu știu dacă puteți vedea full screen. Dacă n-am pus pentru registrare. Cred că asta-i. Oh, da, asta-i. Deci, ce naiba? Nu știu ce ar trebui să fac. Ce-i asta? Asta înseamnă să vinzi? Oridium, ce naiba? Nu înțeleg nimica. Păi, e complicat jocul dacă nu te-ai mai jucat de câțiva ani. Mai ales că e fucking Mogioroș. Fucking Mogioroș nu-i deloc avantajos. Nu. Păi, sper că v-a plăcut. Da, am uitat să mai arăt o chestie. Mapa, asta mare. Da, boy. Deci, uitați câte lumi sunt, adică nu lumi, câte mape sunt. Sunt așa de multe încât nu mi-ajung degetele. De la mâini și de la picioare, nu mi-ajung, dar nu mi-ajung de la mâini. Boy. Și da, deci hai să numărăm așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15. Cred că 15, nu? Mă rog. Deci nu mi-ajunge. Bun. Deci cam asta a fost și cu episodul ăsta de jocurile copilăriei mele. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, share, subscribe, chestii. Eu am fost Dante Neodeu. Ne vedem data viitoare. Bye! Kurva szádat, noszódj meg! Kurva szádat, noszódj meg! Noszódj, noszódj, noszódj meg! Kurva szádat, noszódj meg! Te kis punci pöcögtető! Te kis túró, Rudi! Szétbaszom a fejedet! Noszódj, noszódj, noszódj meg! Kurva anyád, bazd meg! Kimegyek, és szétdobom a pisit. Elcsúsztam a tyúkszaron. Nem vagyok robot. Munkács várán van egy dik, ott nézett ki Zrínyi Mik. Erdő szélén jó a ked, ott lakik a barna med. Munkács várán van egy dik, ott nézett ki Zrínyi Mik. Erdő szélén jó a ked, ott lakik a barna med. Mit mondtál? Mit mondtál? Kis kosárba fingottál. Jaj, te kis punci pöcögtető. Mit mondtál? Mit mondtál? Kis kosárba fingottál. Jaj, te kis punci pöcögtető. Tosztál? 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 Hogy így megváltoztál? Mit mondtál? Te kis túró, Rudi! Szétbaszom a fejedet! Kurva anyád, bazd meg! Előttem két, előttem két, előttem két villamos, apád segge csillagos. Itt örökke alkalom, örökhetsz a parkamon. Látsz, hogy nem is viccelek, mindjárt belé spriccelek. De repet faszú, pecs! Elcsúsztam a tyúkszaron. Nem vagyok robot. Kis túró, Rudi! Jaj, te kis punci pöcögtető! Te kis túró, Rudi! Szétbaszom a fejedbe! Kurva szádat, toszolj meg! Kurva szádat, toszolj meg! Kurva szádat, toszolj meg! Toszolj, toszolj, toszolj meg! Kurva szádat, toszolj meg! Kurva szádat, toszolj meg! Mit mondtál? Szétbaszom a fejedbe! Föl a szoknyám, föl a szoknyám, föl a szoknyám. Ne a bugyit, hadd szagoljam meg a punit. Azt mondom, hogy muf, van-e nálad gyuf. Te kis faszkópé. Mit mondtál? Te repet faszú pecs. Te kis túró, Rudi. Tosztál, hogy így megváltoztál. Kurva anyád, bazd meg. Föl a szoknyám, ne a bugyit, hadd szagoljam meg a punit. Azt mondom, hogy muf, van-e nálad gyuf. Előttem két villamos, örökhetsz a parkamon. Látsz, hogy nem is viccelek. Nem vagyok robot.